Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Street Fighter 6. Boys, ultima dată când ne-am întâlnit l-am speriat pe săracul Emanuel și s-a ridicat instant. Ultima dată când ne-am întâlnit eram prin Metro City după ce am făcut o micuță excursie prin Italia. Am dat o leacă 1v1 cu Marisa de mi-au sărit capacele și acum încercăm să vedem cum ajungem sus să discutăm. A, seama că era scara acolo, eu prost. Trebuie să mergem să discutăm cu Thrasher, care era s-o leacă stupid pe noi că... cum îi spune, i-am dat o geantă fake. Dar n-am, asta era planul. Cine putea să prezică că apare acest dodel? Mamă, ce-a fost aia? Oare cu cuțită mi-o ăsta, mă? Kikoken? No, nu mai avea... Ah, nu cred că mai aveam Kikoken. Nici mă de aici. Și acum mergem să vorbim cu Trash să vedem ce rezolvăm. Oh, chiar e Willy Cheesecake aici. Chiar voiam să zic, oare background-ul se schimbă funcție de unde suntem sau e... dacă ești în oraș, e același mereu. Ok, hai să mergem de fapt unde trebuia să mergem, nu cum am făcut eu o treabă. Rising Uppercut. Rising Uppercut de 2 ori. Rising Uppercut de 3 ori. Am să răspargem, nu știu niciodată ce găsim aici. Ok. Thrasher Damned. Care-i treaba, Bobby? Și ce dorești? Boss e cel care ne-a stricat toată afacerea, nu-i așa? Iar tu nu ești un fel de complice, nu-i așa? Că dacă erai, presupun că atunci te-ai fi ascuns împreună cu el. Nu trebuie să fii așa de înțepat. Ok, tot ce voiam e să cumpărăm. A, să ne cumpere. Dar văd că ai vrut să faci o glumă cu mine mai devreme, așa că totuși te-ai luptat cu toți până aici. Și eu și mie îmi plac câștigătorii, ok, deci eu sunt un fel de câștigător. La fel cu și cu Bosch. Nu mi-a plăcut jocul pe care l-a jucat și trebuie să admit totuși tipul e un mare jucător. Și am nevoie de oameni de genul ăsta de partea mea. Planul este simplu. Ok. Acum că am ajuns să ne cunoaștem mai bine, ce ai zis să faci mic o favoare? Listen up. Oh, nu e nimic serios, doar am nevoie ca tu să te uiți să te uiți de ceva pentru mine în timpul zilei. No joke, I swear. Nu-mi da privire, nu te uita așa dubios la mine, vreau doar să mă ajut puțin, nimic special și nu o să pățești nimic rău, promit. Oh, vreau să vorbești cu oamenii lui, ok? Îmi dau ei toate informațiile necesare. Ia zi, bro, ce să facem? Ok, avem ceva legat de quest. Deci noaptea e destul de ocupată, așa că în timpul zilei n-avem ce să facem. Ok. Să ajutăm cu ceva. Oh, e ceva turneu de martial arts în oraș. Ok, asta trebuie să aflăm mai multe despre asta în timpul zilei. Ok. Pa, boys! Mă, level 19. Hai, bă! A plecat dronele de level 19, v-ați zăpăcit la creierii capului. Ia, hai să mergem și la magazinul de țoale totuși. Să vedem dacă a apărut drip nou. Să ne dripuim masiv. Uite și pe Bobby. Pe Bobby. Bobby Cats. Ia, hai să vedem aici. Avem ceva drip nou? Ar trebui să avem niște drip nou. Bye. Avem și bani de data asta. Mamă, Senator Armstrong. Aia zic. Bye. Yes. Direct senatorul suntem, frate, ce aveți? Dar nu cu papuci ăștia. Nici cu ciubotele astea. Așa, direct. A, dar avea și pantaloni negri, n-am văzut, prea târziu de acum. Nu mai avem bani. No, fără ochelari. Asta trebuie să-mi dau jos mănușile, că nu-mi plac. Nu se potrivesc, știi, trebuie mâinile libere. Status. Gear. Training gloves. Dă-le jos, gata. Direct mare Armstrong ce suntem acum. Bun, unde Dumnezeu ne ducem la asta? Ar trebui să cumpăr niște chestii, stai un pic. Hai să vedem că ăsta poate să-mi dea niște iteme de healing, dar nu cred că am foarte mulți bani. Are pizza. Să stai, le poți... A, nu le poți lua. A, le consum...
consumi. Sell, pot să-ți vând chestii? Eu vreau să-ți vând urățenia asta. Altceva n-am ce să-ți mai vând. Și cred că trebuie altfel de shop ca să iau iteme de-astea de healing pe care să le folosești în timpul zilei. O, iar dezorin cu ofițerii, mă. Ia zice sfert. Ah, ce? Un fel de amenințări venite de la stadion? Trebuie să investigăm asta destul de serios. Grămadă de lucruri, o grămadă de prank-uri se întâmplă, ok? Glumițe, farse. Ok, ceva, deci îmi place un fel de flyer care spune că s-a anulat acel turneu din jurul fundației Master, ok? Și totul se învârte în jurul lui Ken aici. Yo! Da, sunt curios despre stadion, care e ideea ce s-a întâmplat acolo. Oh, este al lui Hagar. I-am zis Higgs, cred că curza cu vreo două videori. I-am zis și numele dacă e bine. Ok, deci practic e ceva turneu și s-a produs ceva glumițe să zică că turneul nu se mai ține. Și acum mergem la clădirea asta mare. Wow! Ce-a apărut ăla de nicăieri? Ce-ai? Și se bat aici frumos, level 8, Peyton. Și mergem în clădire la Masters aici? A, uite, ăsta e flyer-ul, că s-a anulat turneul. Tu știi ceva, mă, Iacob? A, el l-a rupt acolo, nu poate vrea să-și aduc aminte. Am mai văzut unul într-o altă zonă, ok. Să mergem și acolo. Da, chiar că nu văd, cum am spus, nu văd semnele alea de fast travel, cred că sunt prea departe. Omul ăla ce era, mă? Angry Accountant? Era vreun... cum îi spune? Vreun... scapă. E vreun contabil supărat. Doamne, mi-a dat ăla care era așa cu brain lag. Ok, și ce, mă? Ok, deci s-a dus acolo. Stadium is the front of criminal activity. Ah, și trebuie să avem grijă că... nu, deci o să fie turneu acolo, de fapt. Și trebuie să ne asigurăm că nu se va întâmpla, că lumea și-a de aici. Să se ducă. Ok, am luat ăsta. Mai să plecăm. Să-i zicem lui Thrasher care e ideea. Am pe bune, să facem asta noaptea. Cât de nebunie și treaba asta așa. Pot să-mi sui pe aici, mă gândesc, nu? Tot sus mergem. Mai ales că e și prietenul meu Watcher aici, așa de față. Marele supererou al orașului Metro City, ce vorbiți? Bă, s-ar putea, fi atent că s-ar putea să nu avem cum să ajungem acolo. Ba da, mă, s-ar putea să nu avem cum să ajungem pe partea asta, fie antena. Și ăla e și peste drum. Deci clar n-ai cum. Atunci, sau? Nu merge. Am încercat, atunci ai jos cu noi. Oh, meu, e Superman, doare 14, s-aruncă de la... de pe clădire, de pe tot, ce mai... Mai ziceți ceva? Mamă, câte puncte roșii erau acolo și jos. Ei, vorbești, mă? Mamă, era toată lumea. Să ne dea valul ăla de inamici, să vezi atunci distracție. Yo, Thrasher, rezolvat treaba. Dar ne-am uitat în toată ideea asta acolo și aparent e o organizație criminală a pus pe treaba asta cu turneul. Ok. Și un turneu unde vor să aducă tot felul de fighteri cunoscuți. Deci așa. Deci se învârte tot felul de misinformation pe aici. Bun. Rezolvai și cu asta. Acum unde? Ce facem? Plecăm? Gata? Că plecăm. Așa. Dă-mă jos. Sau trebuie să facem secundarele de la văzut acolo. Stai așa, misiuni. Bosch whereabout. There are no clues of your whereabout. Stick doing jobs for the mad gear from the time being past. Doing other missions. Deci să facem misiuni. Ok, deci ne cam obligă să facem misiuni secundare. Ce nu-mi place mie stilul ăsta de treabă, dar să zicem, bro. Un mesaj. Cum merge treaba?
A vorbit cu Bosch mai devreme. Ok, s-a întâmplat ceva. Watch yourself. Da, frate, am o idee. Se duce în Anglia. What? Chapter 5 unlocked. Anglia să fie atunci. Mergem către Brovland. Mergem către Brovland. Ce ai? Ce vorbim aici așa? Da. What are you doing here? Tu încă ești cu geanta în mână. What's wrong with you? I said to stay away from me. Nu. I told you I can't play around like you. Ți-ai uitat cardul, frate. Oh my god, e Judy. Mamă, ce intrare stil Akira. Sheesh, calcă-mă în picioare. Ce? You must be Gosh. Saw your friends just now, but I don't think they're coming. They ran into something nasty on the way. Ia cu cafaț. Oh, deci erau bani în sacul ăștia. Ia multă baftă. God, you're an idiot. You thought a gang would let you off like, mama. Oh, sure, here you go. Capcom nu se joacă. Capcom nu se joacă deloc. Ooh, you for real? The thing about idiots is that we're too stupid to know when to quit. Stop, kid, you're killing me here. And only one of us is allowed to do the killing. Man. Scuză-mă. Scuză-mă. Mamă, stai că s-a activat rău de tot. N-avem o șansă să o batem, cred că-l bat și pe Bosch al meu. A, nu, nu-l dau și pe Bosch al meu. Mă, dar ne bate Judy de nesar capacele. Hai că o mai batem, băieți, dacă ești. Ah, am venit să-mi salvez prietenul. But they didn't say anything about leaving his geeky friend alive. Geek. Wait. Leave him out of this. He just came to give me something I left behind. Right? Da, practic. A, nu-i dus în cardul deja? Sorry for the trouble. I really mean it. Get the bag. We're going. Man. Start walking. O să-mi facă și mie așa, ce? Ok, deci bag cu stick-ul ăla, ok, am înțeles. Bun, acum ce facem? Ne întoarcem în America? Oh. Prea puteam să o mișc, sincer să fiu. Da, cred că e America time.
Că e cam liber în UK. E cam prea gol în UK. Apoi Metro City. Mai am 6 bilete de avion. Trebuie să avem grijă. Alo? S-a întâmplat multe. E teroare. Ce urmează să facem? Avem niște chestii importante aici de rezolvat. Mai ales că am găsit ceva carne bun. Ok, deci toată aventura noastră în World Tour e să-l salvăm pe boss și apoi cred că intrăm în niște chestii nebune. Mamă, capitolul 6? Câte sunt, frate? Cred că sunt multe, sunt 20 de capitole, ce mai probabil. Hard reboot. Head to Ranger's Hut in Brazil and look for a souvenir for Luke. Head to Battle Beach in Jamaica to look for a souvenir for Luke. Deci căutăm souvenir pentru Luke, ca după aia el se înducă la diverse chestii. Ok. Ranger Hut ăsta, hai să vedem aici. Nu pune asta să călătoresc toată lumea, că de gheam bilete infinite. E greu întâlnit cu Blanca aici. Pare a fi o locație specială unde ar trebui să întâlnim cu Blanca. Cred că am să schimb și stilul de pe Chun-Li, că nu mai pot. Trebuie combo de pumni. Uite-l pe Blanca. Scuză-mă? Vino încoace. Al naibii Blanca ăsta. Și-a dat jos hainele. Nici că-i Hulk. Sau ăla e un fanboy de Blanca. You got a second? Quick question. Te-ai întâlnit cu un tip verde mai devreme? Da. Da, m-am întâlnit. Da, deci am întâlnit cu un fel de reflexie a lui. Oh, el e Blanca, e turul junglei. Tipul de vreme pe care l-ai văzut e... face chestii dubioase ca acest dans, da. Eram sigur, deci da, ai văzut. L-ai văzut pe Blanca Chan. Fel de criptid al junglei. Ce mai fi și aia. Nu mă prind. Oh, n-ai nicio idee, oh, ce norocos ești. Blanca Chan este destul de rar și e o creatură misterioasă. E misterioasă chiar și mai rar decât Bigfoot. Trebuie să mergem online și să lăsăm lumea să știe despre el. Oricum toată lumea discută despre Blanca Chan și toată lumea e aici să-l vadă. Dar cum de nu te văd pe tine? Adică nu arătați la fel? Oricum eu o să fiu ghidul pe aici, așa că ai nevoie. Încă să te îndrăgostești cu jungla. Nu, ce făcut e Blanca, frate, ce ai? Și ce zi, luăm stilul Blanca? Da, e destul de nebun Blanca Chan ăsta. Și dacă jungla se duce, atunci o să fie o problemă pentru încălzirea globală. Da, dăm și mișcările tale, hai, învață-mă. Trebuie să port costumul de Blanca? No, ok. Hai, aici nu mai avem montaj mișto ca la Chun-Li, ok. Sau? Ne-a dat costumație, ce ai? Oh, hey, you're pretty good at this. Ne-ați vorbit și cu Marisa. Cred că o să dăm o fugă și până în Italia să luăm stilul lui Marisa. Blanca Chan is a jungle sprite. Just when you think you've done him, he slips away.
Here's a tip. If you think like a sprite, you'll move like one too. Now nobody will think Blanca-chan is just me in a suit. I want you to come back and help sometimes, okay? I'll train you into the strongest jungle sprite ever! Okay, Blanca, am înțeles. Then... Bun! Oh, Electric Thunder. Rolling Attack. Wow! Fight me! Ah, încă mai avem stilul ăsta. Ah, fire. Trebuie să schimba pe stilul Blanca. Am fix în cuțitul ăla. S-ar cuțitul. Mama, a aruncat o lumea din greșe pe Penny. Ia stai așa. Și avem stilul Blanca? A, l-avem. Ok. Astea nu merg. O flash knuckle întrebe, sună bine. A, se pupă, nu se pupă greșit cu ăsta. Și trebuie să pui ceva care să n-aibă treabă. Rising uppercut și cred că spinning ăsta. Aia era. Nu pot să-mi bag cu ăsta. Ia zi tu mai întâi dacă hey. Simți suvenir. Oh, mulțumesc de suvenir. Oh, asta a fost easy. Hai să ne și batem. Stilul Blanca meu. Wow, 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 wow. Vai cum e, cum e stilul Blanca. Oh, ce-i cu ăsta că mă rupe. Nu mai am special art-ul de la Chun-Li. Ai, ai, ai. Că puțin. Nice. Oh, a fost o luptă grea. Da, nu-mi place stilul Blanca, e dubios rău de tot. Nu dăm stilul înapoi lui băiatul meu. Dar ce avem? A, avem costumul. Special moves. Kikoken și ce putem spune asta așa. Și super arturi n-avem decât asta pe care putem să o folosim momentan. Perfect. Hai să ne batem și cu asta dacă e tot așa. Da, nu mi-am dat heal. Fuck, trebuia să fi dat un pic de heal. Să mă rup asta. Auci. No, no, no. Rise up. A, gata, unde acum? Aia a fost. Nu pot să cred. Tot stilul Luke îmi place cel mai tare. Direct. Wake up.
New skills available. Oh, ar trebui să ne întoarcem la, la Luke, dar nu acum. Ok, să mergem, trebuie să ne mai ducem în Jamaica. Aici cred că ne întâlnim cu Kimberly sau nu mai știu cum cheamă pe aia mică. Pro, muzica aia e șmecheră. Mamă, ce de domnișoară aici. God damn. Sheesh. Știe mă Capcom audiența. Să nu cred că e... Oh, e altcineva. DJ. Cooking. All right. You've been simmering all night, but now we gonna turn up the heat. Do I see a frown out there? Oh. Nope. Didn't think so. All right. You ready? Turn it on! Oh, dar chiar că ce înțepate caracterul meu. DJ. Ce se întâmplă? De ce, ce te deranjează? De ce vii cu fața aia încruntată aici? Oh, n-ai realizat că așa arăți de obicei? Nu mai contează? Ce te aduce pe aici, pe plaja asta? Oh. Oh, lucruri care ar trebui să te aducă la orice plajă, scuză-mă. Ok. Nu uita... Da, mă, trebuie să ne distrăm, să ne relaxăm. Mamă, chiar că l-a făcut adevărat Jamaican pe ăsta. Full on... chill vibes. N-ai venit aici să dansezi? Ai venit să devii puternic? A, păi ce n-ai spus mai așa? Atunci te mergi mai încolo și o să arăt eu drumul. Să arăt eu cum se dansează treburile pe aici, ok. Fuck. Mamă, dar îți dă damage, nu glumă. Nu! Am dat grab, dude. What? Mamă, are niște mișcări băiatul meu. Nu te pui mă cum aiești, trebuie să se bați la nivelul lor, gen. Da, ok, dansul și lupta e pe aceea și de... Mâncă-mi place stilul lui, așa că am abordat stilul lui. Ok. Dă și mie stilul tău, bobiță. Dă... Rampa-papam de ăsta așa. Deși îmi place grav stilul lui, cred că o să mai păstrăm puțin. Dar hai să luăm și pe lui DJ. Yo, DJ, fă și mie, fii și tu maestru. Mhm. Da, mă, te rog eu frumos. Nu fi de ăla. Oh? Hey, Benin DJ. Brought a mic every weekday since 3K with style. If you a dreamer, I'm a believer. Just keep it rocking and don't stop until your feet hurt. Do it!
Oh. Come on, break that beat. Cum ce colorate bobita. Let me see it. No. Come on, yo. Where's the heat? You got to feel the rhythm. You got to feel the rhythm down to the core. O să le simt eu, zice, mie îmi vine să o bânții pe scaun. Even with that summertime feel, heat up the stratosphere. Give them your full spec love. Make sure they know you're here. Oh yeah, now you got it. Nice. Okay. Okay, DJ e fun. Îmi place. Da, eu vorbeam de luptă aici, bro, lasă, stai așa ușor. Ok, deci ne învață el de toate, superb. Ia să vedem, mă, ce stil de bătaie știe ăsta. Air slash, oh, ăsta-s faine. Picioare. O, stai așa un pic, avem de învățat lucruri aici. Look style, DJ style. Simple input, bă, flash knuckle nu sună rău. Stai așa cu picior, air slash, îmi trebuie de jos. Și ce e în altceva de jos decât asta? Super artul rămâne ăsta. Chris Defense. Ah, Chris Defense. Gear appearance option. Ok, altceva. Oh, și ar trebui să mă duc și la asta să văd. New SP available. Ia, yeah, dă-mi și eu să mă bag cu cineva. Ia, yeah, hai să dăm o luptă. Am un level 15. Ok. Îmi place stilul ăsta. Fuck. Mamă, da, îți dă. Fuck, mi-a dat cancer. Nu cred. Dăm continuu. Oh, a rupt ăsta. Ok, nu mai avem multe retry-uri, ar trebui să ne consum așa aire. Ok, mișcările astea sunt foarte șmechere. Ok, DJ, mă înveți ceva? Asta e special move. E super art. Dă-mi asta. Nu mai avem ce a discutat. Always to help my main man. A, nu mă interesează astea. Oh, level up. Încă ceva. Yo, come here. Ce am dat la atacuri, receive așa. It's emote as a reward. A, emote. Ok. Hai să ne batem cu Brenna. Mamă, cum e Brenna, fata mea. A plecat. A blocat-o. Nice. Superb. Oh, iar e merchant-ul aici.
Ok, sunt noi de la DJ de luat. Mamă, de aici poți să te antrenezi, știi, să obții abilități. Spar Ultimate Master, hai frate, acum te bat. Nu te mai bat. Bro, eram cu grabul pe cap. I-a crescut și levelul, mă, nu mai are 15-20 acum. Mă, poți dai cancel la aia. E cu super close range aia. N-ai ce să-i faci. Ne-ai rupt, bă, DJ, ce ai, frate, că mi-a plecat capul. Ce mai, îmi dă ceva nou? A, nu mai dă nimic. Să batem cu merchant-ul. Iar uite cum stă treaba. Care iteme de luat? Uleu. Am merchant ăsta. Da, blocat. Oh. Ce blochează? I-a plecat față. Gift item. Și ce, poți să-i dau gift-ul ăsta? Da, mă, poți să-i dai gift-ul ăsta. Să ne viase ăsta aici. Oh, fight along your master, deci poți să-l chem pe ăsta. Îți dăm gift. Îi dăm... Căscă-s... ia niște de-astea. Oh, crește reputația cu ei. Mai îmi dă ceva? Ai, mai dă nimic, nice. Bă, foarte tare. Oh, cu Brenna trebuie să discutăm despre suvenirul pentru ăsta. Dar vreau și un suvenir dacă se poate. Vreau să-l duc prietenul meu. Au, trebuie să ne batem? Oh, ne batem pentru suvenir, ce ai? Hei, Brenna, te-am bătut mai devreme pentru ceva? Nu. Doar te-am bătut. Auci. Ok, Brenna dă. Brenna nu se joacă. Ok, asta e tare. Vreau să văd cum funcționează asta cu maestru. Hai, zic, o sculptură pentru băiatul meu. Gata! Am luat de toate, level 16. Cum putem să întoarcem la Luke? Luke o să fie mândru. Am învățat atâtea chestii. Ah, nu mai avem foarte... Mai avem, cred că mai avem locații și jos, că văd cu săgeată de jos. Atunci mă duc să vorbim și cu Marisa, să-mi dea trainingul de la ea. Chiar ar fi o treabă. Dar, boys, noi suntem prima aici cu acest video din Street Fighter 6. Sper că v-a plăcut. Uitați, lasă like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!